nu-ți dai seama dacă o fată te place. Băi și fete, bine ați venit la un nou episod la mine pe canal. De data aceasta vom face ceva de-a dreptul special și totodată o să fie în exclusivitate pentru băieți. O să fie un fel de videoclip de ajutor pentru băieți. Mai exact, fraților, o să vă arăt cum vă dați seama dacă o fată vă place. Însă totodată vreau ca și fetele să se uite la clipul ăsta, ca după să scrie la comentarii în cazul în care vreun băiat are vreo întrebare, dacă chestiile astea pe bune sunt adevărate, fraților. Efectiv, o să vă ajut pe voi, pentru că eu n-am nevoie de ajutorul ăsta, pentru că am prietene și ce zic, și nu prea mă interesează dacă altă fată mă place sau ceva de genul. Însă pentru cei care nu aveți gagică, videoclipul ăsta este special pentru voi și totodată fetele să se uite și să confirme la comentarii dacă astea sunt adevărate sau sunt efectiv baliverne. Nu uitați neapărat, fraților, să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vedem care este treaba, fraților, dacă vă place. O să fac un videoclip și cu ce, cum îți dai seama dacă un băiat te place, știi, pentru fete, ca să vă explic dacă este adevărat sau nu. Bun. Și hai să vedem care e treaba. Deci am găsit filmulețul ăsta care se numește How to Tell If a Girl Likes You, cum să-ți dai seama dacă o fată te place, și aici arată cele mai comune, gen începe de la cel mai rar comportament pe care îl au fetele când te plac. Prima dată spune că una din 500 de fete se comportă foarte ciudat. Bro, asta pot să zic eu, că nu știu cât de adevărat e, că eu știu că în general fetele se comportă foarte ciudat, foarte ciudat dacă te plac așa nebunește, și gen poate fac chestii prostești, însă nu cu intenție, și ei din greșeală. Hai să vedem mai târziu. Ah, boys, după, fiți atenți, trebuie să dau asta mai încet. După, una din 143 de fete îți copiază cuvintele. Băi, asta da, știi ce zic, eu cred că e adevărată. Într-un fel, dacă stă cu tine și folosești cuvinte, ai tu expresiile tale, cum am eu, să moară băieții sau da-se, știi ce zic? Începe și ea să folosească expresiile alea, știi ce zic, gen? Începe să folosească expresiile tale comune. Hai să vedem. Vorbește cu tine, una din 102, să vorbească cu tine despre planurile de viitor. Ok, boys, după să nu rămâi cel mai bun prieten, că o să fie dași pe rău de tot. Încearcă să-și ia o postură mai înaltă. Ok, boys, asta nu mi se pare ce zice, cea că dacă par mai înalt, dacă ai o postură mai înaltă te face mai atractiv. Băi, atractiv gen să stai așa, dar nu să fii mai înalt, nu, adică n-are nicio chestie. Best friending, befriending your friends. După, una din 98 de fete vrea să se împrietenească cu prietenii tăi ca să facă parte din cercul tău de prieteni, știi, zic, să fie la tine în grup, ok. Una din 67 de fete este geloasă. Asta, boi, nu înțeleg cum una din 67, bro. Adică dacă o fată te dacă o fată e geloasă pe tine, sunt 90% șanse să te placă. Știi ce zic, gen? Dacă cumva zice cine e aia sau ceva de genul. Știi ce zic, boys? Ascultați la mine că știu ce vorbesc. Îți trimite foarte multe meme-uri, gen, pe Instagram sau ceva de genul, așa. Este întotdeauna stresată pe lângă tine sau ceva de genul. Efectiv, crede că totul nu merge bine. Points fiind towards you, mamă, boys, ăsta. Deci, fiți atenți, acest meme într-un fel, alături de altele, cum ar fi că fetele își se joacă așa cu părul când sunt atrase de o mea sau ceva de genul. Le-am căutat eu când eram mai mic, am căutat și eu de-astea pe YouTube, vă dați seama că toată lumea caută. Probabil și voi ați căutat asta. Nu știu dacă sunteți abonați la mine, dar dacă ați căutat asta, să știți că sunt informații adevărate. Deci asta m-au zis și eu, gen, boys, că dacă cumva o fată îi place de tine, are tendința să stea, gen, să stea cu fața la tine, să stea cu corpul la tine, știți? Adică, boys, fiți atenți, hai să vă, am învățat eu un truc. Dacă vreți să vă aflați dacă o fată este interesată de voi, deci mergeți așa pe lângă ea și gen, neapărat ea să fie cu spatele la voi, știi? Și strigați-o pe nume, știi ce zic? Și zici că dacă se întoarce doar cu capul, gen, se întoarce așa, știi ce zic, nu așa cu capul, nu prea îi place de tine. Dacă se întoarce așa cu tot corpul, îi place de tine. Nu știu de ce, așa se zice, abar nu am. Scrieți voi, fetele, la comentarii dacă e adevărat, hai să vedem. Mergem mai departe. Vrea să se apropie de tine, nu știu ce. Găsește întotdeauna scuze să fie lângă tine. Așa. Vorbește foarte mult lângă tine, bro. Asta iar nu știu ce să zic. Unele fete sunt timide, altele nu știu, bro. Nu știu, mi se pare ciudat. Ok, hai să mergem mai departe. Remembering important dates. Îți aduce aminte de chestiile importante pe care le-ați făcut. Așa. Îți trimite emoji-uri cute când vorbești cu ea. Corect, așa. Este foarte fericită pe lângă tine sau prezența ta întotdeauna îi aduce fericire în viață.
Asta dacă mergeți pe drumul bun, fraților. Stanza for you, mamă, boys, asta este chiar foarte, foarte importantă și eu zic că asta e 100% evident, una din 28 de fete fac asta. Dacă cumva o fată ți-a apărarea, știi, aude că cineva vorbește prost de tine, ia ți-a apărarea, că și că, băi, Marius nu e un fraier, știi ce zic, sau chestii de-astea. Adică asta 100% e adevărată. După, creează foarte multe scuze ca să iasă cu tine afară sau își anulează planurile, știi? Ca să iasă cu tine afară. Dacă îi zici ceva, pays attention, adică e atentă la tine. Dacă vrei să explici despre o chestie, nu știu, te ești băiată, te pasează fotbalul. Pe ea nu prea o interesează fotbalul, dar pentru că îi zici tu, ea e atentă, știi ce zic, așa. Se comportă ciudat pe lângă tine, ex awkward, ok. Așa. Vrea să se pună cu capul pe tine, boys. Asta iară una din 18 fete, 100% fraților, asta te place o fată dacă face chestia asta. Iar uite, despre chestia ce am zis eu adineauri, boys, își mișcă corpul pe lângă tine. Am văzut asta la un videoclip, boys, pe YouTube. Vă dați seama că n-am creat eu tactica asta, însă, bă, mă, zic așa merge, frate, și numai la fete, la băiții, fetii din, dacă tu în momentul, fraților, în care îți place de cineva, știți, îți pasă foarte mult de părerea pe care o are ăla despre tine, știi, și dacă crede că arăți bine sau ceva de genul, știi? Și în momentul în care el te strigă sau ea te strigă, oricine, bă, tu ai tendința nu numai să întorci capul numai ca să-l saluți, știi ce? Trebuie să te vadă așa, cum ești tu, mare și șmecher, știi ce zic? Gen, trebuie să te întorci așa. Este rușinoasă, una din 14 vede face chestia asta, este rușinoasă, am înțeles. Întotdeauna se bucură pentru tine, așa, îți dă complimente, vă dați seama, boys, complimente, asta e un semn foarte bun, dar nu toate fetele care îți dau complimente le place de tine, îți pune foarte multe întrebări, una din 9 fete, deci acum, boys, deja am ajuns în sfera în care foarte multe fete fac chestia asta, știi, zic, adică înainte nu erau chestii așa de comune, vedeți că era probabilitate una din 12, una din 500, una așa, acum ajungem în sfera asta unde e mai probabil să se întâmple, știi ce zic? Face conversații cu tine, boys, asta, deci asta mie mi se pare 100%. Dacă cumva cineva îți scrie ce faci, știi, gen cineva pe care nu cunoști, e chiar că îmi place de tine, că de ce mi-ar păsa mie ce faci, știi ce zic? Am luat o razla. Încearcă să inițieze conversații cu tine. Clumsy, I think he's not lucky when something happens. Se comportă iară ciudat. Îți răspunde rapid la mesaje. Asta iară nu este un semn. Arată că-i pasă, gen, dacă cumva tu zici o chestie măruntă, gen, dacă zici că ți-e foame, poate ea îți face o surpriză, îți ia ceva de mâncare sau chestii de genul. Te ascultă, iară, boys, a mai fost și chestia asta. Râde la glumele tale, după cum puteți vedea, una din 5 fete fac chestia asta. Tors hair, se joacă cu părul ei, v-am zis, boys, că asta este cea mai comună, ce zici, că se joacă așa cu părul ei. Am înțeles, hai să vedem ce avem mai departe. Avem matches, walk steps. Da, când mergi cu ea pe stradă, merge în același ritm cu tine, știi ce zic? Ok, preening themselves. Preening themselves, adică se fac ele frumoase, știi, când ies cu tine, își dau cu machiaje și cu toate chestiile alea. Așa. Tonal change, în momentul în care vorbește cu tine, îi se schimbă tonul. Mamă, fraților, asta mi se întâmpla și mie când eram mai micuț, nu știu, când eram în clasele 1-4, știi, și voiam să vorbesc cu o fată, de să mă arăt frații mei. Eu îmi imaginam în capul meu cum o să fie, bă, dar când venea aia în fața mea, eram, mi se schimba vocea instant, știi ce zic, așa. Se uită foarte mult în oglindă, gen, pentru că e interesată cum arată. Notice changes in appearance, îți dai seama că îi se schimbă așa fața și toate chestiile astea. Blushing, adică, na, ce drăguț, nu știu ce chestii de-astea. Casual touches, vrea să te, na, să te ia de mână și toate chestiile astea. Zâmbește fără niciun motiv. Și are pupile dilatate, am auzit și eu, boys, chestia asta, asta e cea mai mare mică, are pupile dilatate. Când vezi ceva ce îți place, adică dacă la o fată îi place de tine, înseamnă că vede ceva ce îi place, știi ce zic? Și are pupile dilatate. Și aici, fraților, s-a terminat episodul nostru. Băi, nu este genul de videoclip pe care să-l fac eu, însă mie mi s-a părut ceva foarte, foarte interesant. Acum, băieți, dacă cumva o fată de care vă place vouă face chestiile astea, bravo vouă, sunt șanse destul de mari să vă placă, dar nu-i șansă 100% și tocmai de aceea rog fetele care s-au uitat până aici să scrie la comentarii dacă chestiile astea sunt adevărate sau nu. Ei bine, băieți și fete, eu am fost Marius Iancu, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal și Doamne ajută să vă placă toate gagicile care vă plac și vouă, practic. V-am pupat pe toți, pa, pa!